E cald, foarte cald. O vară încinsă, strălucitoare. Gândul fuge către mare, către visare și simte lentoarea timpului încremenit sub soarele de plumb. Unde aleargă gândurile atunci când nu-ți concentrezi atenția asupra unui lucru anume? Cum ar fi acest parc, copacii, florile, natura? Doamna Dalloway a spus că va cumpăra ea însăși florile. Le va cumpăra și le va duce cu sine toată ziua ca pe un scut care să o apere de lume, de tristețe, de propriile gânduri. Doamna Dalloway a spus că va cumpăra ea însăși florile. Așa începe unul dintre cele mai cunoscute romane moderne, în care fluxul conștiinței este cel mai important personaj. A fi în mintea cuiva într-o carte e ceva aproape magic și procedeul literar care reușește cel mai bine să redea viața interioară și universul sufletesc, precum și durata psihică a trăirilor. În momentele în care ne bucurăm de plăcerile mărunte, de soare, de o adiere de vânt în arșița amiezii, de un gând la mare, de un sentiment de bine. Oare ce le trece oamenilor prin minte? Nu știm niciodată. E fascinant să descoperi ce gândesc cu adevărat oamenii, nu? Bun găsit, sunt Nadine Vlădescu, Fata cu Cartea, și mă gândesc astăzi la monologul interior în literatură. James Joyce, Virginia Woolf sau, înainte de ei, Marcel Proust, au fost promotorii acestui mijloc de a explora natura umană în felul foarte intim prin care se obține literar ceea ce ne-am dorit cu toții în viața reală, să citim gândurile celorlalți. Dacă ai avea această putere, ce ai vrea să știi? Ce gândește cineva atunci când nu se gândește la nimic? Răspunsul este totul. Tot ce încape în subconștientul unei minți bombardate de informații, de amintiri, de emoții, de scopuri, de lucruri de ținut minte. Și tot ce încape în subconștientul și mai ales în harul conștient al unui scriitor care vrea să-și convingă și să ducă cititorii. Ce conexiuni bizare și neașteptate se produc în mințile lor, fie ele și doar pe hârtie. La ce vă gândiți? La văcuțe. Ne relaxam, nu ne mai gândeam. Mă gândesc să nu vină iarna prea repede. Romanul modern e o cale de a pătrunde în fluxul conștiinței, o apă prin care navigăm în caleidoscopul neobosit al minții noastre. Iată un gând de păstrat până data viitoare. La revedere!